să luăm în considerare și concurența din China. XPeng, de exemplu, tocmai a primit 2 miliarde de dolari credit line de la o bancă sponsorizată de guvernul chinez pentru a-și crește producția, iar la fel NIO tocmai a strâns 1,3 miliarde din datorii care se vor maturiza în 5 sau 6 ani, în 2026-2027, iar aceste datorii se vor converti la momentul respectiv în acțiuni la 90 de dolari per acțiune. Ceea ce e un câștig foarte bun dacă ne uităm că acum o acțiune este în jur de 56, 55 de dolari, 60 de dolari la momentul actual. Dar luând în considerare un orizont de timp în final de 5-6 ani, probabil că 90 de dolari atunci vor fi chiar puțin. Teoretic, prețul acțiunilor în momentul respectiv, dacă nu NIO nu va întâmpina niște probleme majore între timp, ar putea să fie mult deasupra 150, 100, 200 de dolari. Asta și dacă între timp frica de a investi în companiile chineze se va micșora în Statele Unite, pentru că în acest moment oarecum creșterea prețurilor acțiunilor chinezești din Statele Unite e oarecum împiedicat de acest lucru. Dacă comparăm Tesla cu NIO, Tesla e o companie privată cu capital 100% american, privat, iar NIO este deja în acest moment deținută 25% de către un oraș din China, iar linia de producție a lui NIO este deținută 50% de guvernul chinez și 50% de Volkswagen. Pentru că NIO nu își produce singur mașinile, ci le face în fabrica GAC, care este deținută, cum spuneam, în proporție de 50-50% de chinezi cu Volkswagen. De fapt, mașinile lor sunt produse în final de Volkswagen. Iar centrul de design al lui NIO nu este cum s-ar credea în China, ci este în München. Deci, toate mașinile produse de NIO au proiectul și designul făcut de fapt în Germania de către ingineri germani. NIO e în acest moment focusată pe segmentul premium și probabil că așa va rămâne și în viitor. Deci, producția lor va fi probabil ceva mai mică decât la o firmă care încearcă să producă automobile în masă, cum este Tesla. Dar cei de la NIO chiar spuneau anul acesta că iau în considerare să producă și un sedan în jur de 25.000 de dolari, dar acest sedan, dacă va fi produs, nu va fi în niciun fel sub marca NIO, ci va exista o altă marcă sub care va fi produs, tocmai ca să nu afecteze imaginea de marca premium al lui NIO. Probabil ceva în stilul cum e Volkswagen și Audi din grupul VAG. Dacă ne uităm și la cum valorizează piața aceste firme, putem să vedem că XPeng se vinde la momentul ăsta la 9,35 ori venitul din 2000, proiectata fiind 2022. NIO la 12,03 din venitul proiectat al avea în 2022, iar Tesla la 13,08 din venitul proiectat tot pentru 2022. Deci sunt destul de apropiate ca și valori. Deci acum putem să înțelegem și ceva mai bine care sunt ce înseamnă să investești în China.
Care sunt obiectivele chinezilor pentru viitor pe această piață? Pentru mulți rămâne ca semn de întrebare, ar putea fi companiile chinezești delistate, toate de la bursa din Statele Unite? Probabil că nu. Răspunsul cred că acesta este. Mai ales companiile din domeniul EV nu sunt deținute de armata chineză sau industria de apărare din China. Unele au într-adevăr implicare din partea statului, dar nu destul încât să vină statul chinez să hotărască ce se întâmplă acolo, ci totuși sunt în majoritate deținute de fondatorii acestor firme. Deci nu cred aici, nu cred să fie un pericol mare, mai ales că Trump a avut o politică mult mai dură față de China, iar Biden se prezumă că va fi ceva mai flexibil și mai puțin intransigent cu China. Deși, cel puțin aici, eu sunt de acord cu în mare parte cu politica pe care a dus-o Trump. Nu simpatizez în niciun fel, dar China cam trebuia să fie pusă într-un fel la punct, pentru că deja începuse să-și o ia în cap în multe aspecte, inclusiv în aspecte militare. Ceea ce se întâmplă în Marea Chinei de Sud e o altă problemă, dar nu e obiectul acestui video. Deci, concluzia e următoarea. Dacă guvernul chinez nu își va schimba viziunea asupra a ceea ce vor ei să facă în viitor cu piața auto din China, probabil că toate cele și Tesla și NIO, XPeng, Li Auto, ceilalți producători chinezi au, cel puțin în China, un viitor foarte luminos, cel puțin un orizont de timp următorii 5-6 ani minim. După aceea, rămâne de văzut. În restul lumii, eu consider că va începe să se manifeste o concurență serioasă și din partea producătorilor tradiționali de autovehicule, care n-au stat nici ei cu mâinile în sân și nu sunt deloc așa de în urmă pe cât ar considera unii analiști când spun că, domnule, producătorii de vehicule electrice au software care este la an lumină față de producătorii tradiționali de autovehicule. Producătorii actuali de autovehicule au arătat deja în urma sută de ani că știu să producă mașini și știu să le și vândă profitabil, ceea ce producătorii de vehicule electrice cam încă nu sunt, n-au reușit să facă. Deci, concurența sigur se va încinge pe tot globul și vom vedea. Eu cred că vom avea niște vehicule foarte reușite și de la producătorii actuali de automobile cu combustie internă, iar asta nu va fi decât un lucru foarte bun pentru consumator. În final, să sperăm că vor scădea prețurile și va crește calitatea. Voi ce credeți? Va reuși Tesla să rămână încă mulți ani de acum încolo în China și să facă profituri serioase, dominând piața? Sau va fi dat afară de către chinezi și producția internă a Chinei va lua avânt, eventual va reuși să cucerească și restul lumii? Sau producătorii actuali de autovehicule, care deja încep să vină cu modele din ce în ce mai bune de mașini electrice, vor reuși să facă niște modele care să le întreacă pe cele ale acestor startup-uri și în final îi vor elimina poate cu totul de pe piață sau vor rămâne ca producători de nișă,
iar producătorii tradiționali se vor impune și pe piața mașinilor electrice cu modelele pe care le scot de acum încolo. Lăsați-mi în comentarii părerile voastre și putem să discutăm, poate să tragem niște concluzii și pe această parte.